Doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea Șah Management, sunt Alexandra Roșu, iar astăzi vă propun o temă de larg interes. Așii din mâneca cetățenilor și transportatorilor în luptă cu prețul petrolului. Pentru această temă l-am alături de mine în studio pe domnul Sorin Câmpan, care este manager a unei societăți de transport de persoane. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați invitat. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc mult. Noi să începem cu prima rubrică, din culisele unui management performant. Domnule Sorin Câmpan, o să începem oarecum să tratăm subiectul de la nivel macro spre micro, adică să vedem ce se întâmplă la nivel internațional, ca să înțelegem ce se întâmplă și la noi în România. Elementul cheie al planificării bugetare a Rusiei pare că reprezintă petrolul. Economia Rusiei ar putea intra în recesiune anul viitor, cel puțin asta spun analiștii economici, dacă prețul petrolului o să coboare sub 60 de dolari per baril și dacă Statele Unite și aliații acestora decid să înăsprească sancțiunile economice. Cel puțin asta a spus ministrul de finanțe rus. Cine credeți dumneavoastră că ar fi de vină pentru această conjunctură? Pentru că până la urmă părerile par împărțite. Înainte de toate trebuie să stabilim că sunt administratorul unei societăți de transport, din fericire de succes, și nici de cum nu sunt un doctor în economie sau nu pot să emit păreri decât pur personale, probabil la fel de îndreptățite ca și ale celor care ne privesc în momentul ăsta. Sigur, dar dumneavoastră puteți să simțiți altfel oarecum pulsul, pentru că fiind parte din acest domeniu de din activitate... Din acest punct de vedere, subiectul legat de combustibil este într-adevăr un subiect foarte sensibil pentru orice societate de transport, pentru că în domeniul de activitate al transportului, cheltuiala cu combustibilul este factorul decisiv. Este vitală cea mai mare cheltuială pe care o are o societate de transport. Ca atare, bineînțeles că este un subiect major și un subiect definitoriu pentru bunul mers al unei societăți de transport, așa cum este societatea noastră. Legat de subiectul pe care l-ați abordat, de întrebarea noastră, eu cred că problema este mult mai complexă decât a putea da un răspuns cine este vinovat de posibilă înrăutățire sau chiar drastică înrăutățirea situației economice a Rusiei. Trebuie să ținem cont și de toți factorii care afectează economia Rusiei și bunul mers a acestei țări. Și aici mă refer, bineînțeles, și la conflictele de... conflictele și de imagine, conflictele și de culise, da. Până la urmă, pentru că unii spun... Bun, da, n-am vrut să folosesc un cuvânt beligerant, să dar... zicem, da? Cred că este un cumul de factori. Și acum, sigur că toată lumea știe și un copil știe că Rusia este un jucător major pe piața mondială, indiferent despre ce discutăm. Corect. Și dacă discutăm doar despre suprafețele țărilor, e un element important. Dar acum, din punct de vedere economic, sigur că cumul este de factori și situația în care se află acum Rusia, eu cred că duce la o slăbire accelerată a economiei acestei țări. Și economia unei țări și planurile pe care ți le faci pentru o societate privată, până la urmă, toată lumea vrea să facă un profit. Toată lumea vrea să iasă cel mai bine dintr-o anumită ecuație. Și aici sigur că mă refer și nu numai la societățile private, ci mă refer în general chiar și la economiile unor țări. Și atunci dacă destul de rar se întâmplă când animalul mare este rănit, animalele mai mici sau egale cu el să stea doar să fie telespectator. Sau chiar să sară în ajutor.
Din păcate, analiștii economici spun că ar fi de vină pe de-o parte țările membre OPEC, pentru că ele au un interes major și că, de fapt, este doar o aparență scăderea prețului haotic al petrolului per baril, pentru că la un moment dat își doresc să dubleze sau probabil chiar să tripleze și să câștige mult mai mult. Alții spun că ar fi interesul Statelor Unite ale Americii pentru a stăbi puterea Rusiei, pentru că la un moment dat Rusia a început să iasă oarecum din umbră și să pună în pericol hegemonia, da, să zicem, Statelor Unite ale Americii. Alții spun că ar fi interesul europenilor, până la urmă, ca să nu să alimenteze în continuare acest conflict între Rusia și între Ucraina, pur și simplu pentru faptul că ar dori ca Rusia să nu iasă foarte mult la rampă, cel puțin din punct de vedere economico-financiar, și într-un final înțelegem că este o conjunctură de factori și că până la urmă fiecare urmărește ceva. Bun, problema este că dacă unii se văd deja câștigători, alții ar putea să fie mai pierzători decât sunt acum. Asta ar fi până la urmă filozofia. Depinde din ce punct de vedere privim lucrurile. În orice caz, din orice punct de vedere am privit, există un câștigător și un pierzător. Întotdeauna. Ca în orice alt joc. Chiar dacă e economic sau sportiv. Viziunea dumneavoastră este mai aproape de care scenariu? Din punctul meu de vedere, sigur că eu cred că din jocul acesta câștigător va ieși cel care va avea forța necesară să susțină un astfel de joc. Și ținând la situația actuală, ținând cont de politica pe care a adoptat-o Rusia în ultima vreme, eu mă îndoiesc că economia Rusiei va putea susține un asemenea efort și un asemenea preț mondial. Analiștii spun că din toată această conjunctură, până la urmă, Statele Unite ar profita cel mai mult și Rusia ar fi principalul pierzător. Acum, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână și am văzut știrea pe care am comentat-o într-o altă emisiune cu domnul Alexandru Tamba, Japonia a reintrat în recesiune, hai să ne gândim dacă relațiile Statelor Unite cu Japonia și ținem cont doar de partea domeniului pe care noi îl discutăm, exportul lor de autovehicule în Japonia, ar fi înrăutățit din acest punct de vedere, pentru că Japonia n-ar mai putea absorbi exporturile americanilor, atunci se pare că această strategie a lor n-ar fi una, cel puțin, nu s-ar justifica, n-ar fi justificată. Dacă nu ar fi justificată, atunci cu siguranță că Statele Unite ale Americii ar avea de pierdut, dacă ele mizează pe această carte și poate că asul nu le-a ieșit chiar așa de bine din mânecă. Sigur, la un moment dat au avut probabil de luat o decizie. Raționamentul care a stat la... Sincer să fiu, mi-e foarte greu să emit o părere pertinentă, susținută și... Să fi mers doar pe ideea to be or not to be și... Posibil. Posibil. Analiști economici, domnule Câmpan, spun în continuare că prețul petrolului urmează să fluctueze. Se așteaptă o revenire undeva în zona de 80-90 de dolari per baril. În ce măsură va afecta acest lucru prețul benzinei și a motorinei de la pompă? Adică ce vor face până la urmă cei care dețin controlul? Pentru că știm cine sunt cei care dețin controlul. Cei care pun etichetă pe preț, nu? Eticheta de preț. E adevărat. Știm din istoria noastră, cel puțin dacă e să ne referim la noi, că orice scădere a prețului la baril s-a reflectat aproape nesemnificativ în prețul la pompă sau chiar n-a modificat prețul la pompă. Acum am văzut cel puțin la noi o oarecare scădere. Da, a fost o oarecare scădere, da. Dar nu a fost o scădere în aceeași măsură cu procentajul cu care a scăzut prețul la baril. Sigur, nu zic neapărat că trebuie să-i compătimim. Nu, cât dar de puțin ar pe mari jucători de pe piață. Noi de... Dar cu siguranță în momentul în care un jucător major de pe piață din România, vă dau un exemplu, și-a făcut un plan de investiții, de exemplu, pentru o perioadă următoare, medie, de lungă durată, a ținut cont de niște factori, printre care, cu siguranță, factorul major a fost prețul barilului la petrol. Bun, el s-a bucurat acum de un oarecare succes, să zic, dar acest succes este relativ în continuare, pentru că noi nu știm cum vor evolua lucrurile.
încă la ora actuală, nici la nivel internațional, nici pe plan european și nici la noi la nivel național, cu atât mai puțin. Probabil că suntem printre ultimii oameni care am care vom afla informațiile acestea. Am înțeles. Statele membre OPEC, care asigură aproximativ 40% din producția mondială de tiței, se vor reuni la Viena, acum în 27 noiembrie, pentru a stabili strategia viitoare. Nu am văzut în media nimic din ceea ce își propun ei, adică din planurile sau ceea ce vor dezbate ei la această reuniune, dar ce credeți că ar trebui făcut pentru ca lucrurile să reintre normal până la urmă? Că bănuiesc că ei merg acum să-și facă niște planuri de viitor și să știe ce să facă și cum să facă. Să renunțe în continuare la producția în acest ritm, să producă și să-și crească stocurile pentru ca mai târziu să poată profita de o nouă creștere galopantă a prețului petrolului per baril, să pună presiune mai mult pe politica la nivel internațional, să pună presiune mai mult pe Rusia. Ce credeți că s-ar putea întâmpla, așa, ca o previziune oarecum? Nu știu, am putea să aplicăm eventual formula prin eliminare, prin eliminare. Fiecare ipoteză, ca să ajungem la ceea ce ni s-ar părea nouă că ar fi cea mai bună decizie pentru ei. Producția în continuare prin acumularea unor depozite, da, poate fi o rețetă bună pentru o scurtă perioadă de timp. Corect. Să îți creezi o anumită rezervă dintr-un anumit produs, chiar dacă vorbim doar de petrol, pentru că știi că la un moment dat lucrul acesta te va avantaja. Oricum nu poți să o faci decât în termen scurt, cu corect, siguranță. Mi-e foarte greu să mă pronunț. Chiar nu-mi dau seama care ar putea fi cea mai bună soluție pentru ei. Mă bucur că nu sunt angajat de ei ca și consultant. Ca și consultant. Nu văd care ar fi cea mai bună soluție pentru ei, dar sunt ferm convins că decizia pe care o vor lua ei va avantaja. Asta e cert, mai mult da, ca sigur că da. Nici nu-i greu de înțeles asta. Iar în privința Rusiei, nu cred că cineva își dorește eliminarea. Eliminarea oricum e utopic spus. Exact. Nu cred că cineva își dorește nici măcar ca acest mare jucător care este Rusia să slăbească periculos de mult. Nu, pentru că cu siguranță atunci balanța ar fi mult dezavantajată la nivel european, dar și la nivel internațional. Eu cred că ar dori ca Rusia să rămână în continuare un competitor ca să aibă cu cine să poate trata problemele de la un alt nivel. Adică dacă Rusia a scădea foarte mult, atunci sper să nu-și propună să transforme Rusia într-un jucător care ar putea fi controlat. Da, asta ar fi cu adevărat periculos. Cel asta puțin, nu cred că la nivel geostrategic, nu cred că asta ar fi soluția pe termen mediu și lung. Noi o să trecem la următoarea rubrică, antrenat versus șahmat. Domnule Câmpan, noi o să revenim acum spre noi, spre România, încet, încet. În 2015 se așteaptă noi scumpiri ale benzinei și motorinei în România, deoarece actualul sistem de calcul al redevențelor expiră la sfârșitul acestui an, așa cum bine știm. S-a creat deja un grup de lucru la nivel guvernamental, dar nu știm până la această oră cum se va calcula această acciză, deși putem lua în calcul dorința de a strânge bani la buget, pe care o știm că a fost în repetate rânduri clamată. Cum comentați acest aspect? Vă așteptați ca să avem un răspuns până la această oră? De fapt, nu avem niciun buget pe anul viitor până la această oră. Schimbarea sistemului de calcul a redevențelor e un subiect foarte sensibil. Pentru că în decembrie 2014 nu va expira contractul cu OMV. Da, corect. Dar legea petrolului, da, despre care se discută că urmează a fi schimbată, e o lege care se poate aplica doar pentru ceea ce urmează. Nu se poate aplica retroactiv. Contractul cu OMV, repet, va expira în decembrie 2014 și atunci sigur că redevențele pe care urmează să le plătească începând cu 1 ianuarie 2015 OMV-ul pot fi
stabilite prin lege, pot fi negociate. Dar dacă luăm exemplu contractul cu Chevron, nu expiră. Contractul cu Chevron este un contract care nici măcar nu face trimitere la legea petrolului. Deci dacă începând de mâine legea petrolului se schimbă, contractul cu Chevron rămâne valabil. Rămâne perfect valabil și ceea ce discutăm noi, cotele de redevență rămâne schimbate. Nici o lege, nici măcar schimbarea legii petrolului nu poate schimba, în cazul Chevron, de exemplu, nu poate schimba cota de redevență pe care Chevronul o are stabilită printr-un contract. Bun, care nici măcar nu face trimiterile la lege. Corect. Dar la nivelul contractului cu OMV, dacă el expiră, în ce sens ar putea fi schimbată problema? Cu siguranță eu cred, e părerea mea personală, că redevențele pe care le plătește OMV o vor crește. Nivelul redevenței va crește. Asta este părerea mea. Și se pare că e un lucru bun sau va fi un lucru rău pentru noi, evident? Dacă e să dai un răspuns dintr-o suflare, ai spune că pentru statul român e un lucru foarte bun. Și este un lucru bun. Depinde de nivelul la care va crește. Pentru că e ca și cum ai avea, ai deține un spațiu, da, pe care l-ai dat în chirie. Corect. Da? Trebuie să știi să crești nivelul venitului pe care chiriașul tău îl plătește până la un nivel în care el să fie mulțumit, să facă un profit care să-l mulțumească, iar tu să fii mulțumit de nivelul încasărilor pe care le ai. Înțeles. Deci oarecum trebuie să fie echitabil, reciproc, avantajos. Asta trebuie să se întâmple, să se ajungă la valori echitabile pentru ambele părți. Și dacă nu se va ajunge atunci? Imposibil. Imposibil. Cu siguranță se va ajunge la un nivel, chiar dacă nu va fi echitabil pentru ambele părți, părerea mea personală, repet, este că nivelul redevențelor vor crește, procentajul o să crească. Nu știu dacă o să fie echitabil pentru ambele părți. Asta rămâne să vedem. Bun, dacă pentru stat ar fi, spre exemplu, echitabil pentru cetățean, cel care merge și alimentează de la pompă? Mă tem ca o parte din orice cheltuială suplimentară să nu se reflecte în prețul produselor. Acum, ținând cont de prețul combustibilului din România, chiar nu văd până unde ar mai putea să crească atâta vreme cât știm foarte bine. Suntem printre primele țări din Europa la capitolul prețul combustibilului la pompă. Acum e bine că suntem și noi primii la ceva. Nu vreau să fiu populist, dar totuși este absolut anormal să alimentez la o pompă în Germania cu 1,28 €, 1,27 € litru de motorină, în timp ce în România nivelul este undeva pe la 1,4-1,43 € la pompă. Pentru că vă ocupați și de transport în afara granițelor, vi se întâmplă să alimentați în alte țări decât să alimentați în România? De fiecare dată când avem ocazie. Și asta e un lucru bun atunci pentru faptul că ar trebui să încurajăm economia României, din punctul nostru de vedere. Dacă mie și alții rău ar face în același ritm, cu siguranță că ar spune, bun, atunci de ce să mai alimentăm în România? Hai să mergem toți în străinătate, să venim cu canistrele de acolo și să alimentăm. Oricum, ultima măsură, accizarea suplimentară care s-a efectuat, mie mi se pare și rămân la părerea că e o măsură profund greșită. Profund greșită. Din păcate, nu reușesc să identific factor de decizie la nivel macroeconomic în România, care să își asume, să aibă curajul de a asuma măsuri care să stimuleze consumul. Despre orice discutăm. De ce, dacă am încercat de-a lungul timpului, atunci când veniturile necesare la bugetul de stat impuneau o suplimentare, atunci când se impunea o suplimentare la veniturile bugetului de stat, deci întotdeauna am aplicat noi taxe. Deci am inventat noi taxe și le-am aplicat sau le-am mărit pe cele existente. Pentru că am vrut să colectăm mai mulți bani la buget. Dar nu se întâmplă întotdeauna lucrul ăsta. Din păcate. Există un exemplu în Franța. Îmi pare rău că nu m-am documentat pentru asta și nu vreau să spun prostii. Există un exemplu în Franța de exact în privința combustibilului. Ei au încercat să mărească consumul. Cum? Prin scăderea prețului. Și a fost o rețetă de succes.
Adică e foarte simplu dacă aplici aceeași metodă în mai multe domenii și vezi că nu merge. Hai să luăm taurul de coarne și să încercăm să vedem ce se poate întâmpla. Dacă oricum până acum mai rău nu cred că ar putea să fie, sincer. Credeți că dacă s-ar fi revenit la cota de TVA la 16%, din punctul nostru de vedere al transportatorilor, problema ar fi fost mai bine rezolvată sau mai bine gestionată sau v-ar fi ajutat mai mult? Doar acest pas, adică de la 24% să revenim la cota de 16% cât era inițial, ar fi fost un pas de ajutor? Eu l-aș fi făcut. Dacă m-ar fi sunat pe mine cineva să mă întrebe dacă, care este părerea mea, eu aș fi încercat să fac asta. Am văzut că TVA-ul, cel puțin pentru produsele din sectorul de panificație, a fost redus și se pare că nu au fost așa colectați bani la buget și nici evaziunea fiscală nu a fost eliminată așa cum s-ar fi propus. Rezultatele au fost pozitive. Au fost pozitive, dar nu așa într-un ritm de mare cum au prognozat cei de la guvern. Că ei au spus și au promis, mă rog, un nivel foarte bun al ratei de colectare și de reducere a evaziunii fiscale. E foarte important cum îți faci planurile. Adică vorbim, ok, au fost dezamăgiți de efecte, da? Dar dacă ei și-au făcut un calcul de genul, așa cum s-a făcut la un moment dat, și vă dau un exemplu. Anul trecut în România s-au matriculat 10.000 de mașini, da? Taxa de matriculare era de 1.000 de lei. Vă dau un exemplu și asta e cifrele, da, doar da, exemplu. Cifrele, dar practica a fost adevărată. Dacă anul viitor dublăm taxa de matriculare, 10.000 de mașini ori 2.000 de lei, ăștia sunt banii care vor intra în bugetul de stat. Greșit. Clar greșit. Și ei de ce nu înțeleg lucrul ăsta? Adică undeva înseamnă că este o nesincronizare până la urmă între strategia guvernului, adică cum apar la ei cifrele pe hârtie și ceea ce se întâmplă în practică. Înseamnă că undeva lucrurile nu funcționează. Nu funcționează viziunea lor, nu funcționează, nu știu... Haideți să o luăm altfel. Că nu știu să vă spun decât simplu. Și băbește cum ar veni. Dacă în firma pe care o administrez eu, da? Din, habar n-am, 50 de trasee, toate ar merge prost. Dacă din 10 contracte încheiate cu fabrici cărora le transportăm angajații, peste 50% ar merge prost. Credeți-mă că toată lumea ar spune că e un management defectuos și soluția că cineva incompetent conduce firma respectivă. E adevărat? Cu siguranță. Bun, da. Acum hai să dacă tragem... nu s-ar face o analiză. Exact. Hai să tragem linie, da? Și să judecăm un pic lucrurile simplu. Din 89 până astăzi, autostrăzi avem? Nu. Avem bucăți de autostradă mai scurte decât panglicile de inaugurare. Școli, vorbesc, nu școlii municipii și în orașele mari. Avem destule localități în care încă copiii se duc pe jos 10 de kilometri. Să nu intrăm în detalii. Autostrăzi nu avem. Bani pentru 700 de kilometri de autostradă s-au cheltuit. Dar nu autostrăzile. Școli nu avem. Spitale nu avem. Dacă eu am fost recent la spital și cu toată jena mi s-a spus că ar trebui să mă duc să-mi cumpăr eu seringa, să mă duc să-mi iau pansamentul, că... Că nu avem. Total anormal. Bun, dar banii din acciză, spre exemplu, se spunea că trebuie să ajungă în autostrăzi, cel puțin. Asta dar nu era. Se poate, e imposibil. Da, acesta a fost raționamentul. Ei, poftim, unde sunt? Dar ca să-mi duc raționamentul până la capăt, dacă eu, ca și contribuabil, da, plătesc în fiecare lună un contribuabil bun și îmi plătesc în fiecare lună, eu vreau să... Lucruri simple. Omul de pe stradă nu vrea să ajungă România pe lună. Da? Autostradă, școală, spital, trotuar, știu, canalizare, gaz, curent, că sunt destul de... E bine, dacă toate astea nu s-au întâmplat din 89 până astăzi, și acum să fac paralela cu discuția, că, da, cu paralela cu conducerea firmei, care e concluzia? S-au perindat o serie de oameni, o să-mi permit să spun despre firma mea sau despre incompetență, dar despre ei nu o să-mi permit să spun, o să spun doar că s-au perindat o serie de oameni care nu și-au făcut treaba. Ori nu și-au făcut-o până la capăt, ori n-au știut să-și o facă.
Astea sunt rezultatele. Rezultatele, dincolo de talk show-urile de la TV sau cifrele pe care le prezentăm, mai ales în campaniile electorale, e realitatea pe care o vedem când ieșim din casă. Sigur. Domnule Câmpan, până la urmă nu cred că ne deranjează foarte tare faptul că nu știm cum se calculează această acciză pentru anul viitor, ci cred că ne deranjează faptul că nu s-a pus la punct un sistem care să ne ofere predictibilitate. Și acum revenind la compania dumneavoastră, ținând cont de faptul că sunteți managerul unei firme reprezentative din județul Sălaj, vă puteți trasa un buget concret necesar pentru anul viitor? Adică puteți să vedeți care este strategia dumneavoastră pentru anul care vine? Acum, în secunda asta la care noi vorbim. Cineva spune odată, și nu mi-aparține, o caracteristică a inteligenței e să te adaptezi la locul în care trăiești, indiferent. Da, adaptarea din mers. Da. Da, noi putem să ne facem un buget pentru anul care va urma, pentru că în calculele noastre pe care le avem, sigur, ar trebui să intru în detalii legate de toate tipurile de transport. În calculele pe care le avem, noi am încercat să ținem cont de cel mai mare rău posibil care s-ar putea întâmpla, cea mai mare majorare a prețului la combustibil care s-ar putea întâmpla. Și ca atare, eu zic că planurile pe care noi ni le-am făcut sunt realiste. Eu vreau să cred că nu vom ajunge la nivelul prețului combustibilului pe care noi, în societatea noastră, l-am prevăzut pentru perioada care va urma. O marjă de eroare undeva între cât și cât la sută pentru bugetul pe care l-ați pregătit pentru anul viitor? Mai mult de 10%? 5%? Mai mult de 10%. Mai mult de 10%. Da, dar sigur, așa cum vă ziceam, ar trebui să intru în detalii. Noi am încercat să ne construim un sistem în care un factorul ăsta decisiv, prețul combustibilului, să fie hotărător la totalul, ca să zic așa, tarifului pe care noi îl practicăm. Bun, dacă noi nu avem ca și țară un buget pentru 2015, dumneavoastră aveți un buget deja prefigurat, ce strategii manageriale considerați că ar trebui să fie luate în calcul odată cu scumpirea petrolului, astfel încât să nu vă afecteze ceea ce dumneavoastră deja aveți acum previzionat pe hârtie? Că ce ați putea să faceți? Ce ați putea întreprinde? Sau cum... Sigur, răspunsurile pe care le ai cel mai la îndemână, răspunsul pe care le ai cel mai la îndemână, dar pe care noi, ca firme private, nu putem să-l aplicăm de fiecare dată, este majorarea tarifelor practicate. Da? Lucrul ăsta nu poți să-l faci de fiecare dată. De exemplu, la introducerea accizei, da, care s-a făcut acum ultima dată, noi am fost, efectiv, am fost nevoiți să aplicăm o majorare procentuală asemănătoare tarifelor pe care noi le practicam. Pentru că, bine, a fost o perioadă de 4 ani în care nu s-au majorat tarifele la noi, pentru că, efectiv, nu aveam nici o altă soluție să supraviețuim în piață. Bun, și la nivelul contractelor pe care dumneavoastră deja le aveți încheiate, nu a afectat relația contractuală această majorare? Prețul combustibilului este un factor decisiv, așa cum ziceam, și un factor de care ținem cont în fiecare lună la facturare. Așa că... Deci nu este o vorba de o sumă fixă în care să fiți dezavantajați în cazul în care exact ar apărea astfel de marjă. Cum și când credeți, domnule Câmpan, că se poate primi un șah mat, și acum vorbim doar de viziunea acestui joc, în domeniul transportului privat de persoane și ce remediu ar putea exista în condițiile în care s-ar întâmpla? Un șah mat nu se poate. Șah, da. Șah mat este imposibil. Înțeles. Și soluții? Lucrul care ne-ar putea pune pe noi în dificultate ar fi revigorarea ca prin minune a transportului pe cale ferată. Da. Lucru care sigur nu se va întâmpla în viitorul, în viitor. În viitor, corect. Că era să zic apropiat, da? Da, în viitor nu se va întâmpla. Iar alte lucruri care ne-ar putea pune pe noi în dificultate, și sigur nu mă refer nici de cum la concurență, pentru că suntem toți jucători pe piața transportului de persoane, depinde foarte mult pe plan local de politica autorităților locale, de politica primăriilor,
și a Consiliului Județean. Și de viziunile politice, mă rog, care sunt luate sau doar de jocurile politice care de jocurile politice. Nu de viziuni. Am înțeles. Da. Și ca să fiu și mai bine înțeles, din fericire, noi, societatea pe care o reprezint eu acum aici, nu avem o expunere nici măcar mare pe transportul județean de aici de la noi. Pentru că având o expunere foarte mare pe transportul județean, așa cum din păcate alte societăți din Sălaj au, poți fi oricând pus la pământ de o simplă decizie a Consiliului Județean sau Primăriei Municipiului Zalău, de exemplu, de extindere a serviciilor oferite de Mamutul Transurbis în afara localității Zalău. Și atunci poți primi acest șahmat despre da. Care povesteam. Da. Și pentru acest fapt, credeți că așa este strategia noastră gândită, că este mai bine să fii în exteriorul acestui județ? Este mai bine acolo, fiind în alte județe, fiecare bănesc are alte strategii și alte autorități locale și până la urmă ajungem este oarecum la același peisaj. Este foarte bine să încerci să eviți o expunere foarte mare pe un anumit segment, pe un client, pe un segment al... Dacă ai un magazin în care vinzi doar bomboane de lapte, e posibil ca într-o zi, în scurt timp, să închizi. Gusturile da? Să trebuie să ai, să fii cât mai diversificat. Nu am adus acuzații nimănui, nu am vrut să arăt cu degetul. Nici nu ne-am dorit. N-am vrut să arăt cu degetul pe nimeni, însă există rețete de succes care s-au aplicat în alte județe, care au funcționat în privința transportului local și lucrul ăsta încă la noi nu l-am văzut. Pentru că nu am siguranța faptului că deciziile care urmează să se ia vor fi cât se poate de corecte, am preferat să nu avem o expunere. Deși mașinile noastre sunt peste tot, cifra noastră de afaceri nu are o expunere foarte mare pe transportul județean. Am înțeles. Deci asta ar fi, face parte, practic, din strategia dumneavoastră managerială. E o parte, da. E o parte. Domnule Câmpan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Noi punem punct aici. Sunt Alexandra Roșu și nu uitați că și dumneavoastră trebuie să fiți un manager informat și să rămâneți informat. De ce? Pentru că oricând puteți primi un șahmat și atunci veți constata că jocul brusc s-a terminat. Până la următoarea ediție, vă salut, toate cele bune. Pe curând! Thank you.